S-au împlinit 30 de ani de la unul dintre cele mai mari dezastre din lume. La 26 aprilie 1986, două explozii au zguduit reactorul cu numărul 4 al centralei nucleare de la Cernobâl. În timpul incendiului, care a mistuit reactorul timp de 10 zile, au fost răspândite în atmosferă cantități uriașe de substanțe radioactive. Urmările acestei catastrofe pot fi simțite și în prezent. În urmă cu 3 decenii, un accident major la centrala atomoelectrică Cernobâl a dus la un dezastru de proporții. După explozia unui reactor, au fost afectate mai multe zone din fosta URSS, Europa și America de Nord. În același timp, suprafețe mari din Ucraina, Belarus și Rusia au fost contaminate puternic, iar orașul Pripyat din apropierea centralei a fost părăsit. În urma acestei catastrofe au rămas numeroase victime, copii cu probleme genetice, animale cu forme ciudate și mai multe cazuri de cancer. Autoritățile sovietice au încercat să ascundă realitatea uneia dintre cele mai mari dezastre ecologice din istoria omenirii.